Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie directă Reflector Analitic. Pentru această ediție ne-am propus să discutăm despre evenimentele ce au loc în țara noastră, atât pe plan politic cât și cel social, la care vom încerca să găsim anumite explicații, anumite răspunsuri împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Sergiu Sârbu, deputat al Partidului Democrat. Bună seara și bine ați venit! Și domnul Vitalie Catan, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Sârbu, cu dumneavoastră aș vrea să vă întreb, tot mai multe lume, mai multe voci, inclusiv acelor ce pretind a fi voci tari în Republica Moldova, susțin că campania electorală care s-a desfășurat în țara noastră a fost una deosebită. Haideți să vedem în viziunea dumneavoastră și în viziunea partidului pe care îl reprezentați, cât de corecte au fost regulile de joc și cât de, în același context, cât de justificate sunt acele manifestări care au fost organizate imediat după desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin. Vă rog. Campania electorală pe alocuri a fost într-adevăr dură, cu învinuiri reciproce din partea concurenților electorale. Bine, aceasta este o competiție democratică, dar ce ține de organizarea propriu-zisă a alegerilor, părerea mea este că a fost organizată bine, alegerile au fost recunoscute de către toate organizațiile internaționale de bază, începând de la OSCE, Consiliul Europei, Parlamentul European, CSI, care au menționat bună organizare a alegerilor, ca fiind unele libere și corecte, nu întâmplător, iată că în turul 2 vedem că au ieșit doi concurenți care reprezintă opoziția în genere. Asta demonstrează, de fapt, principiul unei libere alegeri corecte și democratice. Din partea autorităților urma să asigurăm respectarea prevederilor legale care s-au respectat în pofida numeroaselor învinuiri. Probabil învinuirile care au fost aduse împotriva autorităților țin mai mult de anumite frustrări din partea celor care au pierdut alegerile. Cu părere de rău, cultura politică astăzi încă nu ne permite să spunem că și concurenților în general nu permit să recunoască înfrângerea. Este o problemă. Aș vrea eu să ajung într-o bună zi atunci când un oponent politic care pierde alegerile, cât de greu nu i-ar fi, dar totuși să vină în fața cetățenilor și să recunoască acest fapt, să-l felicite pe contracandidatul său. Cum s-a întâmplat și, de fapt, Statele Unite. Așa foarte frumos atunci când Hillary Clinton, cât de greu nu i-ar fi fost, dar totuși a spus că de azi înainte, domnule Trump, ești și președintele meu. Cu părere de rău, la noi asta nu se întâmplă. Și iată că cei care au pierdut alegerile, de fapt înțelegem poate acea dezamăgire, dar asta este, alegerile au trecut, trebuie să mergem mai departe. Bine, la noi învinuirile au continuat, învinuirile la adresa autorităților, dar sigur că poate au fost anumite lacune, dar nu s-au datorat anume poate proaste organizări, dar circumstanțelor de fapt. Evident, noi urmează să luăm act de această campanie electorală și să perfecționăm și legislația electorală ca să nu mai admitem poate unele lacune, unele inconveniențe și asta o vom face, vom veni cu ajustări, vom expertiza unele proiecte la Consiliul Europei, la Comisia de la Veneția, astfel ca toată experiența acumulată să fie de bun folos și la următoarele scrutine electorale să organizăm procese electorale și mai bine organizate. Domnule Catan, vreau să vorbim un pic despre drapel profanat, despre proteste, despre tineri care au fost scoși în stradă. Care este viziunea dumneavoastră raportată la această stare de lucruri? Bine, când vorbim lucrurile astea, trebuie să dau de fapt o apreciere și eu a modului în care s-au desfășurat alegerile. Din punctul meu de vedere, s-au desfășurat în condiții normale.
alegerile au fost corecte, conform standardelor democratice. Eu cred că acest lucru este valabil sub cele două aspecte esențiale. Deci cadrul general, ceea ce înseamnă condițiile democratice în general. Asta înseamnă accesul candidaților la mass media, accesul spre alegători, comunicarea cu alegători. Eu cred că nimeni nu se poate plânge că toți candidații le-a fost îngrădite dreptul și le-au fost împiedicat cumva să-și realizeze un plan electoral sau o idee electorală. Al doilea aspect, organizarea alegerilor propriu-zise, tot cred că nu există probleme. Lucrurile care au fost invocate în motivarea fraudării alegerilor, din punctul meu de vedere, nu sunt sustenabile. Sigur, este de discutat sub aspectul limitării la 3.000 de buletine de vot. Da. Aici, da, ab initio se introduce o limitare care ipotetic introduce o îngrădire, pentru că dacă presupunem că se prezintă la o secție 5.000 din start, putem constata că 2.000 de persoane, de exemplu, nu pot vota și asta înseamnă o limitare a dreptului de vot. Numai că există cealaltă condiție, care este absolut democratică, cea a înregistrării eventualului potențialului elector, cel care vrea să se prezinte la vot. Și aici deja dubiile dispar. Deci, mai mult, sigur că secțiile de votare au admis atât cât au avut disponibil să se voteze, dincolo de faptul dacă s-a înregistrat cineva sau nu. Și sub acest aspect, cred că lucrurile sunt în ceea ce privește... E limpede situația. Da, se rezolvă, pentru că... și aici, o sugestie cetățenilor noștri... Eu înțeleg supărarea lor. S-au trezit la un moment dat, vor să își manifeste votul, dar trebuie să o faci conform legii. Deci trebuie să te înregistrezi. Doi, estimările pe care le-a făcut CECU și instituțiile competente, MAIE, cei care sunt implicați în pregătirea alegerilor, sunt estimate anume în baza diligenței măsurate în ceea ce privește anterioare. Ori cetățenii noștri nu prea au rătat. Eu înțeleg contextul, sigur că s-a pus problema în turul 2 un pic altfel, dar și cetățeanul vreți trebuie să dea dovadă. Până la urmă, aceste alegeri au fost geopolitice, da? Dincolo de asta, eu vreau să spun, ca să nu fie, mie nu mi-a plăcut în aceeași măsură ambii candidați. Înțeleg și dintr-un anumit punct de vedere susțin protestele cetățenilor. În primul rând trebuie să acceptăm că este un fapt normal, democratic, când cineva este nemulțumit poate protesta. Dar lucrul ăsta este unul strict emoțional și eu mi-aș fi dorit să existe motive reale ca domnul Dodon să nu ajungă președinte. Sau mi-aș fi dorit în general să se reia alegerile de la capăt cu alți candidați, de exemplu, nu cei care au participat neapărat. Deci lucrurile astea țin de două planuri și lumea trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Unul este să fii nemulțumit, alta este să respectăm legile. Apropo, ați amintit de Statele Unite ale Americii. Da. În Statele Unite ale Americii sistemul este de așa manieră încât Hillary Clinton a pierdut având la numărul absolut de voturi cu vreo 400.000, ultima cifră pe care eu o știam era vreo 400.000 de voturi. Cu toate astea, dânsa a recunoscut elegant că a pierdut, pentru că așa sunt regulile. Deci noi atunci când vorbim de democrație trebuie să înțelegem că există reguli și trebuie să le respectăm. Da, dreptul la vot este un drept fundamental, un drept al cetățeanului, recunoscut constituțional, dar el trebuie exercitat în baza unor reguli. Domnule Sârbo, Republica Moldova
FMI, există o interdependență, o dependență, dacă vreți, cum trebuie privit starea de lucruri la ora actuală, ce trebuie să facă nouul președinte raportat la guvern, parlament? Nu cred că ar fi corect să vorbim despre o anumită dependență, cred că corect ar fi să vorbim despre o colaborare, deoarece Republica Moldova face parte din Fondul Monetar Internațional, așa cum fac parte multe, multe state din lume, care are o cotă la Fondul Monetar Internațional și în baza acestei cote poate să pretindă la acel ajutor financiar și este o colaborare care deschide mai multe uși cu o colaborare cu alți parteneri de dezvoltare internațional și instituții financiare. Și cred că este de fapt poate nu o mare victorie, dar totuși semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional după mai mulți ani este pentru Guvernul Republicii Moldova sigur un lucru foarte bun, înseamnă că structurile internaționale au încredere la sigur ați guvernul. Auzit o asemenea interpretare că lucrurile nu sunt întâmplătoare, înaintea alegerilor au fost revăzute, relansate aceste relații cu Fondul Monetar Internațional. Cum trebuie de privit această stare de lucruri? Nu cred că ar trebui să le privim și să facem o legătură cu alegerile, deoarece acordul între expert staff level agreement a fost obținut încă la finele lunii iulie, mult înainte de alegeri, și această perioadă de negociere deja propriu zise a acordului probabil a coincis cu perioada electorală, nu cred că este vreo legătură, dar guvernul are o foaie de parcurs, un plan de acțiuni pe acordul FMI, așa cum are și acel plan de acțiuni pe agenda de asociere. Parcursul european nu va fi periclitat în pofida rezultatelor alegerilor. Parlamentul, guvernul va merge pe implementarea agendei de asociere, pe implementarea acordului cu Fondul Monetar Internațional. Ca obiectiv final, evident, va avea îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova, deoarece FMI-ul nu vine cu condiții, vine doar să ne ajute, să eficientizăm deci, activitatea tuturor instituțiilor, astfel ca veniturile la buget să crească, cheltuielile bugetare să fie eficiente, astfel ca să fie redirecționate anume acolo unde avem noi cu toții nevoie. De, anume din aceste considerente și-au venit cu acel suport bugetar pentru a ne ajuta să nu intrăm în colaps financiar și noi astăzi discutăm despre mai multe reforme, inclusiv și reforma sistemului de pensionare și multe altele. Aici vreau să ajung, vârsta de pensionare este un mit? Nu este vorba despre, la moment nu se vorbește despre vârsta de pensionare, cu toate că poate într-un viitor îndelungat va trebui să discutăm și despre acest fapt, deoarece sistemul de pensii trebuie evident revăzut. La moment noi vorbim despre eliminarea acelor inechități în sistemul de pensionare, deoarece sunt categorii care ies la pensie la 50 de ani și au stagii de pensionare speciale. Și sunt niște decalaje și inechități. La prima etapă noi ar trebui să ne luptăm cu aceste inechități în sistemul de pensionare, astfel ca totuși să aducem egalitate între mai multe categorii de cetățeni. Dacă la 62 de ani bărbați, atunci toți 62 de ani, dar nu cineva la 62, cineva la 50 sau la 55, modul de calculare a pensiilor să fie egal. Da, anume pe acest criteriu urmează să la prima etapă să muncim. La următoarele etape sigur că va trebui să ne gândim foarte atent și la pilonul 2 și la pilonul 3, care este mult discutat ani de zile, dar nu prea ajungem să vedem și să dezvoltăm sistemul
sistemul nestatal de pensii, care să ajute ca acele pensii să crească și să fie mult mai mari decât le avem acum. Multe, multe reforme avem în afară și continuăm cu reforma în sectorul justiției. Domnule Catan, rămân în aceeași albie, relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional. Este categoric necesară, pentru acordul este necesar, pentru că în primul rând situația specifică în care a ajuns Republica Moldova impunea acest lucru, dar dincolo de asta un acord cu FMI înseamnă mai mult decât acordul propriu-zis. Înseamnă un cadru de reglementare a unor raporturi economice și care reprezintă de fapt un semnal pentru investitori, pentru toți cei care sunt implicați în ceea ce definim ca fiind fenomenul economic. Asta este o axiomă deja. Este important că în acest acord nu sunt prevăzute anumite condiții care presupun costuri sociale. Noi știm că de multe ori când se vorbește de FMI, de asemenea acorduri, deja la mulți aprinde luminița aia care înseamnă teama de anumite costuri sociale pe care urmează le impun. Da. De data asta anume acest lucru lipsește și asta este partea bună a acestui acord, că nu sunt prevăzute condiții care să limiteze guvernul în ceea ce privește aplicarea unor măsuri sociale pentru protecția păturilor sociale vulnerabile. Deci acest acord este necesar pentru că, bine, relația propriu-zis cu finanțatorii este deblocată, dar sunt deblocate relațiile și cu alte instituții. Iată, noi deja știm bine că multe finanțări a unor programe europene erau condiționate de acordul cu FMI. Alți donatori, alți actori care au sprijinit Republica Moldova, România, iată, la fel, acordarea celor 150 de milioane de euro era condiționată iarăși de acest acord. Deci, de asta zic că acest acord înseamnă mai mult decât propriu-zis acordul, iar ceea ce aduce el este stabilitatea economică, fără de care reformele sunt imposibile. Deci când vorbim despre reforme, noi trebuie să înțelegem că avem nevoie și de stabilitate pentru a avea cadrul necesar. Când vorbim despre reforme, nu pot să trec cu vederea furtul miliardului și lucrul ăsta aduce cu sine o serie de consecințe. Respectiv, Republica Moldova ar trebui să accelereze ancheta în acest furt al miliardului pentru a recâștiga încrederea pe plan internațional? Categoric. Eu, având o voce, exprimând, având privilegiul de a mă exprima în fața cetățenilor, prin intermediul dumneavoastră, de asemenea, întotdeauna am insistat asupra acestui lucru. Deci, problema miliardului trebuie dusă până la capăt. La capăt însemnând, sigur că pedepsirea vinovaților și recuperarea atât cât se poate din suma care s-a furat. Și iată, niște lucruri se fac. Știm bine, chiar astăzi în ședința Parlamentului, da, probabil ne va spune mai deja sunt audiați, sunt reținuți șefi de bancă, nu mai spun de fostul prim-ministru care este, deja are și o hotărâre definitivă de condamnare, dar șefii de bănci sunt reținuți, mai mulți funcționari, consilieri, cei din consiliile care de acordare ale creditului, vedem că mulți din cei care au beneficiat de așa zi numite credite neperformante sunt reținuți. Și sigur că e bine că există acest semnal că se insistă și pe partea privind recuperarea banilor și sigur că așteptăm spre finalul anului, așa cum ni s-a promis, partea a doua a raportului Kroll. Deci eu cred că este de lucru. Din ceea ce observ eu, se lucrează, numai că trebuie să avem și un pic de răbdare. Lucrul ăsta nu se face atât de ușor, numai un proces cât de sumar nu l-ai parcurge, el durează un an și mai mult. De asta e important să observăm tendințele, iar ceea ce se întâmplă, eu cred că este deocamdată în parametrii normali. Domnule Sârbo, prezența în Parlament astăzi a guvernatorului Băncii Naționale, precum și a procurorului interimar, a adus lumina asupra acestui furt al miliardului, carul se mișcă din loc, pentru că asta îi interesează pe telespectatori. Până la urmă vom afla cine au fost organizatorii, beneficiarii acestui atac?
Consider că audierele de astăzi sunt foarte necesare și eficiente. Chiar am aflat anumite informații noi și cred, sper ca mass media să tirajeze aceste audieri, deoarece au fost niște declarații și chiar au fost puse punct pe unele aspecte. În primul rând, evident că miliardul nu s-a furat într-o zi și este foarte, foarte clar. Percepția este că s-a furat într-o zi, dar nu este așa. Devalizarea băncilor se petrecea într-o perioadă îndelungată de timp, ani și ani de zile, prin credite neperformante, doar că conducerea privată în anul 2014, având această imensă gaură care s-a format în ani de zile, a cesionat-o unei firme în offshore, adică la grămadă a cesionat-o și s-a creat această percepție de o sumă mare, care e evident, dar nu numai din cauza asta, raportările financiare eronate care erau față de Banca Națională și multe, multe acțiuni au adus aceste consecințe, dar în schimb am aflat că de fapt sunt patru segmente, da? Deci grupul Gachkevich, grupul Shor, Filat, Platon, investigațiile extinse și ni s-au dat informații concrete cu zeci de cauze penale în desfășurare și în judecată. Sunt deja zeci de persoane reținute, începând cu conducerea băncilor și funcționari de diferit rang. La moment se investigează acolo unde deja existau probe clare, procesele au fost dezjungate și deja avem sentințe de condamnare. Sigur că dosarul este unul complex, astfel de dosare în lume poate să dureze 7, 8, 9 ani, comisiile rogatorii sunt destul de îngreunate, unele state poate nu colaborează așa cum am fi vrut noi, deci este un proces complex, dar cu siguranță am înțeles că deja s-a proces la anumite recuperări, sunt cel puțin un miliard de lei bunuri sechestrate, vreun miliard de lei bunuri din activele băncilor care urmează lichidatorul să fie înstrăinate. Raportul Kroll a identificat deja sute de milioane unde s-au dus banii și evident urmează să muncească din greu. Am modificat legislația financiară ca să acordăm mai multe pârghii băncii naționale, ca să nu se mai repete astfel de lucruri. Cu siguranță ne dorim foarte mult ca cei care sunt vinovați să răspundă în fața legii, iar banii să fie recuperați în mare măsură. Domnule Sârbă, noi reprezentanții media în această săptămână foarte mult am discutat despre numirea noului procuror general. Pe ultima sută de metri, aș îndrăznesc să zic, pe parcursul zilei de ieri s-a luat decizia că acest procuror va fi numit de președinte. Acest exercițiu va contribui la scoaterea de sub controlul politic al procuraturii și organelor de drept, dacă vreți, și va grăbi poate și soluționarea cauzei despre care vorbim noi. Care este viziunea dumneavoastră? Eu probabil voi dezamăgi. Spuneți. Deoarece percepția cred că este una greșită. Prin această modificare a Constituției nici de cum nu afectează cumva politizarea sau nepolitizarea instituției procurorului general. Ori selecția candidat la funcție de procuror se face exclusiv de condiții expres prevăzute de lege de către Consiliul Superior al Procuraturii și decizia de a formaliza această numire de către președintele Republicii Moldova este mai mult una simbolică. Nu președintele țării, nici parlamentul, nici președintele țării nu selectează candidatul la funcție de procuror general. Parlamentul și acum deja președintele țării urmează doar să vegheze dacă condițiile legii sunt respectate și până la urmă numirea este una obligatorie de către șeful statului. Cu toate că unele declarații am văzut că se încearcă a da mai multă importanță acestui proces, dar procuratura ca și judecătorii sunt partea autorității judecătorești, care este o putere separată de stat și imixtiunea este inadmisibilă
Și încă o dată repet, toate, ca și la judecător CSM-ul, ca și la procuror CSP-ul, vor, în baza condițiilor legale, vor selecta, vor propune candidatul, iar Parlamentul, ori președintele țării, cât și la judecători, atât și la procurori, au doar misiunea de a formaliza această decizie și nu ar trebui să influențeze cumva la procesul de înfăptuire a justiției, deoarece CSP-ul este organul de autoadministrare și care răspunde de întreg acest proces și el va răspunde pentru executarea sau neexecutarea legii, dar însăși faptul că a fost dusă această reformă a procuraturii la un bun sfârșit este sigur că este un element bun. Domnule Catana, viitorul procuror general va fi o persoană independentă așa cum se dorește? Bine, cine vrea să fie independent, este independent oricând și oriunde. Și aici, bine, s-a făcut bine că legea a fost perfecționată și practic acoperă din toate punctele de vedere activitatea procurorilor. Acum discuția asta cu independentă, știți, în sistemele în care se vorbește despre reformă sunt cu două tăișuri, cu două fețe moneda, aici are exact acea situație când spunem că moneda are două fețe, pentru că acolo unde se pune problema reformării unui sistem, din păcate au existat situații și nu puține când sistemul de fapt a arătat rezistență la reforme și a fost nevoie chiar de influența din exterior, presiunea politicului pentru a impune reformele necesare. Și aici este această discuție despre echilibrul necesar pentru a asigura, iată, aceste reforme. Deci, pe de o parte, pentru a nu permite politicului să intervină și să dăuneze activității procuraturii, dar în același timp, atunci când inerția sau sistemul în general se opune reformelor, să nu se poate ermetiza și să nu fie impenetrabil de o manieră în care să nu reușești practic să impui niște standarde de activitate pentru procurori sau pentru magistrați, de exemplu. Și noi suntem în acești parametri. Acum se aplică un sistem. Unii, bine, au exagerat și au insistat pe rolul președintelui. Chiar dacă președintele are un rol la numirea procurorului prin confirmarea propunerii înaintate de CSP, oricum președintele nu trebuie să influențeze în niciun fel activitatea ulterioară a procuraturii sau a procurorului general. Și aici sigur că deja intervin mulți alți factori pe care îi putem discuta și ne-ar lua foarte mult timp să o facem. Pentru că spuneți-ne, vă rog, da, în campania electorală s-a tot discutat, nu doar din partea unui candidat, a venit aceste teze. Viitorul președinte ar avea posibilitatea să întreprindă 1, 2, 3, nu ar avea posibilitatea. Haideți să vedem, să nu fim naivi, ce prerogative are viitorul șef sau noul șef deja de stat și dacă acele promisiuni care au fost făcute în campania electorală vor avea acoperire în a fi realizate. Evident că ele nu vor fi peste noapte. Vă referiți în general la promisiuni, da, sau în partea în care discutăm despre procuratură? Inclusiv. Pentru că, da, din păcate unii au și anunțat că unii aveau voi un veni prim și voi decret pune de dezolvare a Parlamentului. Nu poate. Păi da, de aici. Sunt mai multe, dacă le luăm, le demantelăm pe toate. Partea cu dizolvarea Parlamentului, e limpede că nu se poate dizolva decât în condițiile stabilite de Constituție. Ele sunt două. Fie Parlamentul nu este capabil timp de 3 luni să voteze legi, fie în situația în care nu poate numi un premier, de timp de 3 luni iarăși la fel se dizolvă. Nu suntem în asemenea situație și cred că nu vom fi. Și este exclus. Treaba se rezolvă simplu, să ajunge la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională stabilește contextul și cred că lucrul ăsta se rezolvă ușor. La fel cum și cu procurorul general. Din păcate, unul din candidați, ca să nu vorbesc în categorii de gen, a și supralicitat, spunând că va pune el procurorul pe care îl vrea ca să facă nu știu ce crede ea sau el. Iarăși nu este normal. Un prezidențiabil nu trebuie să aibă un asemenea discurs.
preocuparea președintelui este să întărească capacitatea instituțională a procuraturii, de exemplu, să contribuie cumva prin mijloacele de care dispune conform Constituției pentru a le ajuta să-și desfășoare mai bine activitatea, nu să poarte războaie politice împotriva altor actori politici. Lucrurile astea noi le-am discutat, nu cred că are sens să facem aici tot registru de... Din păcate, ele prind. Chiar dacă noi am explicat cetățenilor că, iată, multe promisiuni nu sunt corecte, din păcate, ele plac, prind, chiar dacă oamenii probabil înțeleg că nu, într-adevăr, președintele nu poate decide în foarte multe situații în care promite, dar le place să audă asemenea mesaje, pentru că printre ei reprezintă o anumită reper, o anumită atitudine, o anumită vector, o anumită direcție. Cred că aceasta este explicația. Domnule Sârbo, la început acestei emisiuni ați enunțat un gând destul de interesant. Președintele statului raportat la Parlament, care este unul, aș îndrăzni să zic, diametral opus ca și doctrină politică, dacă vreți. Cum vedeți o colaborare eficientă între toate instituțiile statului și, până la urmă, și rolul noului președinte în acest sistem? Cât de ușor va fi a găsi un consens? În stricte corespundere și cu prevederile constituționale, anume o astfel de colaborare o așteptăm. Parlamentul are anumite atribuții, guvernul are anumite competențe prevăzute în Constituție, președintele are atribuții strict reglementate de legea supremă și, evident, raportul de colaborare este de asemenea prevăzut în Constituția Republicii Moldova. Această colaborare urmează să aibă loc anumere ieșind din prevederile legii supreme. Asta ne dorim, asta sperăm și în cazul în care aceste autorități, puteri în stat, vor respecta prevederile Constituției, atunci vom colabora, eu cred că destul de eficient și nu vom avea anumite probleme, până când poate vreo o anumită parte nu va încerca să cumva să depășească aceste limite constituționale. S-a discutat despre vectorul politic extern. Vectorul politic extern urmează a fi revăzut? Direcția politică, de politică externă este conform Constituției stabilită de către Parlamentul Republicii Moldova și executată de către guvern. Președintele Republicii Moldova are anumite atribuții în politică externă, dar nu poate schimba direcția de dezvoltare externă a țării și asta ar trebui să înțeleagă și cetățenii, deoarece rămânem să fim o republică parlamentară, președintele trebuie să fie un mediator între puterile statului, nici de cum o sursă de conflicte și de blocaje instituționale. Asta sperăm să avem o colaborare eficientă, constructivă, pragmatică, în limitele legii și, evident, multe din acele promisiuni făcute, ele ar putea fi ca și promisiuni într-o campanie parlamentară, nici de cum într-una prezidențială, dar ce ține de activitatea președinției, anume într-un asemenea context, ar putea fi privită. Bine, președintele poate să vină cu mesaje, poate să facă declarații politice cu anumite viziuni, să înainteze propuneri, inițiative, și așa mai departe, dar nu poate până la urmă să schimbe fără ajutorul Parlamentului și Guvernului acele direcții de dezvoltare și asta ar trebui să înțelegem și sunt sigur că și președintele ales de asemenea înțelege care sunt competențele și limitele. Nu pot să nu vă întreb un aspect care a fost discutat în mod special în această după-amiază. Fostul șef al penitenciarului numărul 13 a fost reținut. Spuneți-ne, vă rog, aceste acțiuni care sunt mediatizate din ce în ce mai mult, aceste persoane cașier, aș îndrăzni să zic unul destul de impunător, sunt chemate pentru a fi audiate uneori și reținute. Face parte din reforma în justiție, după aceea să încerc să aflu și viziunea domnului Catană. Sper foarte mult că acele acțiuni... Nu au conotații politice? Aici vreau să ajung. Nu cred. Noi am muncit ultimii 2 ani destul de mult și am adoptat legi multe ce ține de perfecționarea sistemului pe agenda reformei justiției, pe sectorul integritate, pe sectorul luptei împotriva corupției,
Am venit cu foarte multe ajustări, cu ajutorul experților noștri și partenerilor de dezvoltare și, în plus, eliminarea acelor conflicte politice în coaliție anterior, eliminarea acelor protecții politice, precum era într-o coaliție nu foarte eficientă, ne-a ajutat să punem în aplicare legea, ne-a ajutat să perfecționăm legislația, astfel ca să eliminăm orice influență politică în această luptă împotriva corupției și sperăm că este doar un început acele dosare de rezonanță în lupta cu corupția și ele vor continua, vor da rezultate, deoarece ne îngrozim astfel, astăzi când auzim de unele dosare, când ne îngrozim, când vedem schemele corupționale care pot să afecteze sănătatea și viața copiilor noștri, de ce cred că această luptă trebuie să fie una intransigentă, să nu fie iertare absolut la nimeni, indiferent de culoare politică, toți să fie trași la răspundere și eu mă bucur că autoritățile noastre au prins la curaj și au început să acționeze foarte, foarte eficient. Noi, din partea noastră, ne vom strădui să, ca bază legală să le permită să continue lupta cu corupția. Domnule Catan, cum era posibil în contextul ceea ce spunea domnul deputat ca să se fure chiar din meniul copiilor, și îndrăznesc să zic, dacă tot am ajuns să facem o paralelă cu această veste nu prea plăcută până la urmă? Da, una odioasă de altfel. Odioasă de altfel. Dar aș vrea să punctez înainte de a răspunde la partea cu rolul președintelui. Spuneți, chiar vă rog. Textul fundamental, Constituția, prevede foarte clar, în primul rând, că Parlamentul este autoritatea legislativă și reprezentativă supremă a Republicii Moldova. De aici, sigur, și atribuțiile în materie de stabilirea direcțiilor politice interne și externe. Iar președintele are atribuțiile limitate inclusiv de către legea tratatelor internaționale a Republicii Moldova. Și dacă se respectă legea, eu sper că există toate condiții ca lucrul ăsta să întâmple. Cel puțin astea sunt semnalele. În ceea ce privește discuția privind faptele care au avut loc ieri, da, e de domeniul din zona odioasă și aici sigur că cred că chiar e bine să excludem politica pentru că și nu cred că există politică în asemenea și e bine că să nu existe. Pentru că, în primul rând, trebuie să avem în vedere că e zona, să spun așa, partidelor care se află în axul puterii. Deci, din start, excludem ideea că ar fi vorba de o acțiune politică. Nimeni nu poate contesta că sunt dosare care dor, nu că dor, dar chiar sunt la limita revoltei. Dar probabil până se face publică această informație au fost protejate. Și vama este din aceeași categorie. Discuțiile au fost și anterioare. Deci sunt dosare și asta înseamnă eliminarea politicului din asemenea situații din lupta cu corupția. Deci abordarea unor dosare pe anumite teme, pe anumite probleme. Problema vamei. Că e un partid sau altul, nu contează, n-ar trebui să conteze. Este o problemă. Dar e firesc să existe partajarea politică a instituțiilor statului? În mod normal, nu. La nivelul conducerii, sigur că orice guvernare care se instalează la început are anumite viziuni, anumite politici și la nivelul de vârf, la nivelul conducerii, sigur că schimbările sunt normale, firești, însă la nivelul acolo unde are loc activitatea rutinoasă, activitatea propriu-zisă, cu caracter tehnic instituțiilor respective, sigur că nu se pune problema. Singurul lucru care trebuie să conteze este competența, pregătirea celor care sunt angajați acolo. În plus, sigur că contează și atitudinea cetățenilor. Iată, în acest caz cu de ieri, așa cum au anunțat și procurorii, a pornit de la o sesizare a unor cetățeni. Și aici chiar că nu cred că este loc de indulgență, de nimic. Din păcate este un domeniu unde doare foarte mult și trezește indignare pentru că sunt vizați copiii și percepem lucrul ăsta oarecum direct.
la modul propriu. Problema, apropo, este una mai extinsă. Complexă. Și, în general, în alimentația publică, cred că este o problemă. În supermarketuri, la fel, sunt aceleași probleme. Eu pot să invoc și experiența mea personală. Cred că și mulți alții și dumneavoastră ați avut cazuri, nu știu, puteți confirma sau confirma, dar când cumperi, de fapt, la supermarket un produs alterat sau simți un deraj, nici nu dai seama, simți un deraj stomacal, iar organismul sigur că reacționează și se apără și nici nu-ți dai seama că de fapt este provocat de produse alterate. Deci este o problemă, bine că s-a intervenit și ar fi bine să fie extinsă mai departe. Domnule deputat, spuneți-ne, vă rog, am tot pomenit în cadrul acestei emisiuni de Statele Unite, pornind de la ele aș vrea să ajungem în Europa și să vedem alegerile care s-au desfășurat în țările vecine, respectiv raportate la Republica Moldova. Persoanele care au ajuns ca să reprezinte aceste state au, de fapt, o altă viziune politică, dacă aș putea o numi așa. Asta ar însemna că în Europa ar putea exista un nou curs politic, o nouă viziune, o nouă traiectorie, dacă vreți. Nu cred că am putea face legătură directă între toate aceste state, aceste alegeri. Fiecare stat este unul extrem de specific, doar că înțelegem că poate uneori mesajele extrem de populiste ale unor concurențe electorale încearcă să demonstreze că Europa este fragilă. Sunt bine acceptate de către alegători, demonstrează de fapt că poate politica clasică deja poate nu mai face față și cetățenii deja vor altceva, vor anumite schimbări, vor altfel de mesaje, vor altfel de acțiuni. Nu este vorba doar de schimbare, de dezvoltare a traiectoriei politice sau vectorului extern de dezvoltare, cât mai multe acțiuni mai radicale pentru a schimba ceva pe diverse domenii. Poate alegătorii au obosit, poate de anumite de acel conservativism poate în general în politica globală și atunci aceste mesaje pe locuri radicale le prind și populiste prind la legători, poate așa s-a întâmplat în Statele Unite, poate în alte țări. Am avut și noi parte de foarte mult populism în campania noastră, apropo probabil de la toți concurenții electorali și cel care a fost cel mai bine organizat și a avut câștig de cauză. Domnule Catan, mai avem o minută în cadrul acestei emisiuni. Vreau să aflu viziunea dumneavoastră. Chiar e o temă la care vreau să spun foarte multe. Eu cred că votul care, iată, se întâmplă, e un fenomen, este un vot împotriva exceselor. Trump n-ar fi câștigat, apropo, împotriva establishmentului, dacă împotriva clasei de mijloc, pentru că este consistentă în Statelor Unite. Și asta trebuie să dea de gândit, pentru că, să mă refer la un exemplu, și mulți comentează deja din zona categoriilor elevate, nu este normal, de exemplu, să se ceară ca tu să nu porți, mă refer la fapte reale, cazuri concrete, în instanțe, sau în fața autorităților, când, de exemplu, îi se interzice cuiva să poarte crucea pentru că deranjează o persoană de religie musulmană și în același timp se permite cuiva să poarte voalul același și aici apare o ruptură logică pentru mulți. Stop, de ce ea poate și se impune obligația de a respecta dreptul de a purta voal, iar mie mi se interzice să port crucea că o deranjează pe această persoană anume. Păi ori poartă și ea voal și port și ea o cruce, ori nu poartă nimeni cruce și nu poartă nimeni voal. Deci aceste excese care s-au acumulat în timp, și atenție, cred că știți, virtuțile au fost anume, știți, neajunsurile sunt continuarea de fapt a unor virtuți. Poate s-a exagerat. Aceste excese s-au acumulat și au creat nemulțumiri și atât au cauzat acest vot. Dar eu observ că atunci când cei care duc acest drapel al o rezistenței în fața exceselor, chiar dacă au un mesaj oarecum foarte aprins, foarte ridicat, la un moment dat se echilibrează și lucrurile se așează, sigur că și în speranța că acele excese oarecum sunt și ele revizuite.
Domnule Sârbu, domnule Catan, eu țin să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile care le-ați oferit telespectatorilor. Vă așteptăm, de fapt, în cadrul Reflector Analitic și în cadrul altor ediții. Stimați telespectatori, eu sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!